209 zile de chin. Așa a caracterizat Marian Huja perioada petrecută în afara terenului, după o accidentare suferită la genunchi în cantonamentul din Antalya din ianuarie. Marian Huja, fundașul de 24 de ani cu o poveste fantastică, a jucat puține meciuri în actuala stagiune, dar a marcat și un gol pentru Petrolul. În momentul în care am vorbit cu el, echipa avea doar 17 goluri primite, mai puține având în acel moment încasate doar FCSB și Hermannstadt, 16. Huja are o poveste fantastică, iar acum o vom cunoaște și noi mai bine. Un simplu search pe Google spune că el are cetățenie portugheză. Dar numele Huja și mai ales prenumele Marian nu aduc deloc cu limba portugheză atât de melodioasă. Asta și pentru că nu e vorba de fado, ci mai degrabă de hore. Părinții lui Marian spun povestea multor români din ultimele decenii. Sunt români din satul mare plecați în Portugalia în 1998. Un an mai târziu s-a născut acolo actualul fundaș al Petrolului, care a învățat portugheză la școală și română acasă, unde se vorbea doar românește. Sunt român la sânge, da, dar de multe ori mă gândesc și mulțumesc la părinții mei că au plecat în străinătate, pentru că am învățat toată mentalitatea. Vin cu altă mentalitate în România. Da, sunt român, dar vin cu o mentalitate mai modernă, mai avansată. Nu doar mă gândesc la ce vine cu lifestyle-ul de fotbalist. Primul vine fotbalul, după vine restul. Eu la școală vorbeam portugheză și acasă vorbeam română. Așa am învățat. Nu mă duc aminte să o învăț. Deja era cu mine cât am crescut. Un zbor din Portugalia în România durează cam 5 ore. Însă părinții lui Marian au vrut neapărat ca jucătorul să simtă românește, să cunoască țara, să se simtă român, să învețe tradițiile din satul mare, acolo unde venea de mic. Veneai în România și când erai mic? Da, la satul mare. Era foarte diferit, că eu, cum am născut în Lisabona, e mai mult city și vin în România și vezi animale și astea toate, altă lume pentru mine. Pentru mine era interesant să vin în România, la satul mare, să văd astea toate. Era foarte frumos. Doar satul mare îl cunoșteam. Niciodată n-am venit în București până am semnat la Petrolul. Și când am ajuns, am zis, wow, ce tare, ce e diferit, nu e ca satul mare. E mare, e multă lume. E o țară frumoasă, îmi place România. Cum că am cunoscut mai bine și lumea, e o țară foarte frumoasă. Și cumva România i-a rămas întipărită în minte. Fotbalul a început la KSM în Portugalia, după care a petrecut 5 ani la Belenenses, o echipă de tradiție. De acolo a fost propulsat în Anglia, la Watford, un club care a jucat în Premier League mulți ani și care i-ar fi putut oferi o șansă imensă. În cele din urmă, Huja, pe care îl cheamă și Fernando, o picătură iberică într-un nume neaoș românesc, a continuat periplul prin Europa, evoluând 2 ani pentru Cheoghe, înainte să încerce prima experiență 100% românească din carieră la Petrolul, acolo unde a venit chiar în Liga a doua. Portugalia fotbalului ca o religie. Noi jucăm fotbal în Portugalia din plăcerea fotbalului. Nu-i că vreau să fiu fotbal, să am o mașină tare sau să fiu famos. Nu, jucăm că ne place fotbal. Și asta în Portugalia e diferit mai mult ca în România. A fost visul meu, de când știu. Doar fotbal am vrut să joc. Părinții mei la început n-au vrut să joc fotbal, dar noi avem un teren lângă casă, o echipă de fotbal și treceam mereu când mergem la școală, pe lângă. Și eu când mă uitam la teren și cum s-a antrenat copiii, eu plângeam că și eu vreau să joc. Și asta a durat până la 7 ani. Și la 8 jucam cu jucători de 10. Și am început la echipă mică și la 10 ani am sunat la Academie, la Belenenses. Academie foarte bună, unde am jucat 6 ani, unde m-am format. Experiența în Anglia a fost cea care i-a deschis însă ochii și a înțeles că pe lângă plăcere, hobby și religie, fotbalul e mai mult decât un sport. Necesită disciplină și dedicare totală. A fost o schimbare mare, că la 16 ani în Portugalia, la clubul meu încă nu avem sală, nu facem sală, încă mergem la școală de dimineața până seara și după mai antrenam seara. Și când am mers în Anglia a fost fotbalul primul, școala după. Aveai școala dată pe săptămână în Anglia și fiecare zi vine un autocar, te lua la antrenament fiecare dimineață. Te simți ca un fotbalist adevărat, ai sală. La început a fost greu să mă adaptez, dar după 6 luni de Anglia a fost natural. De ce însă Petrolul? Răspunsul e relativ simplu. Atmosfera, fanii, curiozitatea de a juca în România, plăcerea de a fi în țara părinților. Puzzle-ul a fost complet pentru fundașul de 24 de ani, născut chiar la KSM, foarte, foarte aproape de capitala Lisabona. Noi eram într-un moment foarte bun la echipa în Danemarca. Noi eram prima opțiune
Și la 20 de ani tu vrei să joci, nu? Îți dorești să joci și să fii bine. Și când am auzit că Petrolul este interesant, am vorbit cu Jean-Claude Bojga, care a jucat și el la Petrol și a vorbit foarte frumos de Petrol și m-am mutat de suporter. Și am zis că în Danemarca echipa mea nu avem un suporter. Și eu nu știam ce e nebunie. Și am zis, acolo să vezi nebunia adevărată. Și când am văzut video pe YouTube cum era la suporter, am zis, la Petrol mă duc. Aici mă simt cel mai bine. O să fie clubul meu pentru toată viața, nu o să uit Petrol. Arată terenului trebuie să fie caotic. Cât mai multă gălăgie, mai bine o să joc. Că și am o nebunie în mine și când văd suporterii, zic cum să nu joc, cum să nu dau totul pentru ei. După când joci la Petrolul, la orice teren unde mergi, joci, în deplasare, nu simți nicio emoție că la noi deja e nebunia mare sau nicio galerie face ca a noastră. La final, întrebările mai grele. România sau Portugalia? Naționala României, cum îți sună? Sună foarte bine. Știi imnul? Știu. L-ai cântat dacă... L-am cântat, dar vreau să o salvez pe când e important, pe teren, dacă ajung acolo. Să-l cânti da. Înainte de începutul acolo meciului. Acolo vreau să o salvez. Pașteici de nata sau cozonac? Pașteici de nata. De ce? Mult mai bun. Mult mai bun pentru mine. Muzică fado sau muzică populară? Muzică populară. Românească, da? Da. Asculți muzică? Nu, dar dacă pun beți în vestiar, e mai bine ca fado. Ca fado te pune la somn. Așadar, un mix, cam la fel ca întreaga viață a fotbalistului Petrolului.